Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană, deschidem ediția cu principalele titluri. Unirea Principatelor Române sărbătorită și la Giurgiu. În ciuda amenzilor aplicate de polițiști, giurgiuvenii sunt mulțumiți de acțiunile din trafic. Deputatul Nicolae Florian, primele promisiuni onorate. Încă o trecere de pieton din Giurgiu reamenajată. Sportivii clubului Agvila start la antrenamente. Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire, de la 24 ianuarie 1859 a fost și rămâne motiv de mândrie și emoție. Pentru giurgiuvenii ce au sărbătorit împlinirea 154 de ani de la numirea lui Alexandru Ioan Cuza, de dimineață în sala mare a Centrului Cultural Ion Vine a fost și un motiv de amplificare a patriotismului local. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în țara românească. Pentru giurgiuvenii prezenți azi la Centrul Cultural Ion Vinea, sărbătorirea a 154 de ani de la mărețul eveniment și evocarea personalităților din Giurgiul de atunci au fost un motiv în plus de mândrie și recunoștință. Din orașul nostru a participat un fost ofițer din garnizoana Giurgiului, care se numea Grigore Seruie, care împreună cu comandantul lui Cristian Tern fuseseră între fruntașii Revoluției de la 1848. Auditoriul prezent în sala mare a Centrului Cultural a urmărit cu interes istoria romanțată a înaintașilor giurgiuveni care au contribuit la înfăptuirea Micii Uniri. 24 ianuarie 1859, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a unit țara românească cu Moldova, un eveniment important pentru istoria României. Cu toate astea, nu toți românii știu sau își mai amintesc prea multe despre Mica Unire. Anul acesta se împlinesc 154 de ani de la Mica Unire a lui Alexandru Ioan Cuza. Pentru a afla ce știu giurgiuvenii despre acest eveniment, am întrebat câțiva cetățeni de toate vârstele dacă știu ce se sărbătorește pe 24 ianuarie. Mai toți tinerii și elevii chestionați nu au auzit de un asemenea eveniment în istoria României, iar numele de Cuza le-a trecut ușor pe la urechi. Aolea, am uitat! Știți vreo personalitate legată de acest eveniment? Adică? Cine a făcut Mica Unire? Nu mă știu, am învățat istoria. Dar anul, știți? Anul în care s-a înfăptuit? Nu mă știu. Nu. Mica Unire. Nu ai auzit de Mica Unire? Ba da. Și cine a înfăptuit? Nu știu. Nici anul, nu știi? Nu ai învățat la istorie? Ba da. Și ai uitat? Da. Nu. Nu știu. Mica Unire. Știi cine a înfăptuit-o? Nu. L-ați învățat la istorie? Nu mai țin minte, probabil. Nici anul nu mai știi? Nu. M-ați găsit pe mine. Ceva cu Unirea. Mica Unire. Mica. Știi cine a înfăptuit-o? Am uitat. Dar anul? 1800 și ceva. Din păcate nu. Se parcă Unirea. Mica Unire. Cine a înfăptuit-o, știi? Dar anul, știi? Am întâlnit giurgiuveni care mai cunosc ceva istorie și și-au amintit de Unire. Da, Unirea Principatelor țara românească cu Moldova în 1859, care a fost făcută de Alexandru Ioan Cuza. Unirea Principatelor. Cine a înfăptuit? Cuza. Anul îl mai știți? Anul îl mai știu. Unirea Principatelor, mamă. În ce an? Păi, 1850 și nu știu mai țin unde. Și cine a înfăptuit Mica Unire? Păi nu, Alexandru Ioan Cuza? Unirea Principatelor. Cine a înfăptuit-o? Cuza. Cuza, Ioan Cuza. Marea Unire, Mica Unire. Cine a înfăptuit? Alexandru Ioan Cuza. Anul îl știi? 1854. 59. 59. Ai învățat la istorie de curând? Da.
Pe 24 ianuarie 1859, românii din Moldova și Țara Românească au jucat și au cântat Hora Unirii, un cântec patriotic compus cu câteva zile înaintea marelui eveniment, pe versurile poeziei cu același titlu scrise de Vasile Alexandri. Teatrul Tudor Vianu are un nou director executiv adjunct în persoana doamnei Joantă Elisabeta. În acest fel, instituția de cultură obține un nou post în plus în statul de funcții, dar rămâne în continuare fără PR, secretar literar și șofer. În același timp, teatrul nu are niciun actor angajat, toți actorii distribuiți în piese fiind colaboratori ocazionali. De ani de zile, teatrul din localitate are o schemă de personal foarte redusă. Marea doleanță a directorului Mircea Meionescu fiind să aibă ca ajutor un adjunct. Multiplele demersuri făcute pe la Consiliul Județean nu au avut succes, până anul trecut când s-a deblocat un post. Și pentru că un post liber trebuia ocupat de cineva, fericitul câștigător a fost de fapt o fericită, Elisabeta Joantă. În sfârșit, teatrul are și un director adjunct. Este doamna Elsa Joantă, care a câștigat concursul pentru directorul adjunct executiv. O cunoașteți foarte bine pe doamna Joantă. Personal consider că este un sprijin pentru teatrul nostru, experiența dânsei, competența dânsei, activitatea bogată, variată și mai ales relațiile cu publicul, cu oficialitățile, înseamnă un mare ajutor pentru teatru. Elisabeta Joantă a venit în Giurgiu în 1996 din Mangalia și la scurtă vreme a primit din partea primăriei o locuință socială. A devenit membru PNL și ulterior secretarul Organizației Municipale a Femeilor Liberale. Este ziarist la Giurgiu Express și redactor șef. A fost realizator de emisiuni TV, purtătorul de cuvânt al primăriei și șef a biroului mass media al primăriei în mandatele liberalului Lucian Iliescu. Este genul de personaj nelipsit din comisii și comitete, dar și prezent în ipostazii inedite. A exersat de mai multe ori postura de prezent la diferite evenimente, dovedind un real talent actoricesc și un gust original în alegerea ținutelor vestimentare. Momentan, Elisabeta Joantă are planuri mari la teatrul din localitate. Un protocol de mai lungă durată prin care să aducem către cultură, către teatru în principal, tinerii. Am schițat deja un plan de bătaie, cam câteva acțiuni la care ne-am gândit, inclusiv Cinemateca elevilor să o deschidem cu câte un scurt metraj tematic în campania antidrog și antifumat. La finalul portretului nostru rămânem cu speranța că noul director adjunct al teatrului va fi un suflu nou pentru această instituție și că vasta sa experiență în politică și administrație va suplini lipsa de experiență în noul domeniu. Ca urmare a accidentelor provocate de căderile de fragmente din tencuiala fațadei Centrului Cultural Ion Vina, autoritățile locale au demarat lucrări de reparație. Chiar dacă mai greoi și limitat de buget și de anotimp, lucrările au demarat totuși. Acoperișul clădirii a suferit îmbunătățiri după ce s-a constatat că varianta adoptată la ultima consolidare nu a fost una ideală, din cauza faptului că a permis acumularea de apă, determinând infiltrarea ei în interior. Prin urmare, s-a optat pentru o structură diferită care să permită captarea apei prin burlane și colectarea ei în rigole. Sunt câțiva ani buni de când sunt niște afecțiuni grave datorită timpului care s-a scurs. S-au făcut o serie întreagă de verificări, de măsurători, studii de rezistență de fosta conducere a Consiliului Local și iată că, în sfârșit, ușor, ușor, în funcție de buget, au început și lucrările, ce e drept timid, după buget cu anifanică, dar s-a procedat, după cum bine știți, la înlocuirea o parte din suprafața acoperișului. După cum se vede, se lucrează la prefacerea fațadei și, așa cum spuneam, în funcție de posibilități, ușor, ușor, din treaptă în treaptă, probabil că într-un an, doi, vom reuși să redăm culoarea acestei clădiri de patrimoniu atât de reprezentativ pentru orașul nostru.
Întreaga investiție cuprinsă într-un proiect de evaluare seismică a structurii de rezistență a clădirii Centrului Cultural Ion Vinea, precum și de intervenție urgentă, constând în repararea acoperișului și a decorațiunilor fațadei, este suportată de administrația locală. Seria lucrărilor de modernizare a trecerilor de pieton din Giurgiu continuă. În aceste zile se lucrează la trecerea pentru pieton din zona Casa Cărții, unde și aici vor fi amenajate un scoar și stâlpi pentru iluminat. Următoarea trecere de pietoni, aflată în atenția primăriei și a poliției rutiere, este cea de la Colegiul Național Ion Maiorescu. Trecerile de pieton modernizate devin începând de astăzi în număr mai mare, odată cu amenajarea încă unui astfel de reper stradal pe importanta arteră nord-sud a orașului. Lucrăm la a patra trecere de pieton care se află în zona Casa Cărții. Anul trecut am început și terminat cele trei din zona Pasarel, Acetilenei și la Ierusalim. Să sperăm că în funcție de cum vremea, dacă ne lasă zilele acestea, să o terminăm și pe aceasta cât mai curând. După ce s-a sfătuit cu reprezentanții poliției rutiere, șeful lucrării apreciază că noile treceri sunt gândite pentru a evita accidentele rutiere. Din ce am discutat și cu reprezentanții poliției și cei de la primărie, se pare că este benefică această execuție, pentru că șoseaua, având o lățime mare în zona Bucureștiului, șoseaua București, trecerea se făcea mai dificil și pentru un om, să zicem, mai în vârstă, poate că era greu să treacă dintr-o parte într-alta. O astfel de lucrare va fi în curând amenajată în zona Colegiului Național Ion Maiorescu. Așa cum a promis în campania electorală, deputatul Nicolae Florian și-a amenajat două cabinete parlamentare în municipiul Giurgiu destinate audiențelor cu cetățenii. Un cabinet își are sediul în cartierul Tineretului, iar un altul în incinta Casei de Cultură. Deputatul Nicolae Florian este primul parlamentar giurgiuvean din această legislatură care s-a grăbit să-și înființeze cabinete de deputat în municipiu, exact așa cum le-a propus giurgiuvenilor pe timpul campaniei electorale. Unul dintre cabinete este situat în cartierul Tineretului, în imediată apropiere a supermarketului. Este extrem de spațios, mobilat cu gust și dotat cu toate cele necesare. La deschiderea oficială a cabinetului parlamentar a participat o mică parte din cei care au fost alături în campanie, de aici și emoțiile deputatului. Sunt onorat să pot să vă primesc în noul cabinet al deputatului de Giurgiu, pe care îl vom folosi împreună cu domnul senator Nicolae Bădălău și cu ceilalți parlamentari ai județului Giurgiu, atât cât este nevoie. Sunt emoționat și consider că în această zi de sărbătoare națională se merita ca și noi să putem să depunem eforturi pentru a demara acest program al parlamentarului de Giurgiu și anume deschiderea cabinetelor, celor două cabinete promise în timpul campaniei electorale, fapt pe care îl înfăptuim astăzi, în ziua de 24 ianuarie. Pentru că este un om cu suflet mare, deputatul Nicolae Florian lasă ușile cabinetului său parlamentar deschise și pentru ceilalți deputați și senatori giurgiuveni. Unul dintre aceștia, senatorul PSD Nicolae Bădălău. Vreau să îl felicit pe domnul deputat. Toate gândesul spune că n-are experiență, sunt convins că așa cum îl cunosc și așa cum îl cunosc cetățenii care i-au dat votul și cei care nu l-au votat, ca un om energic, un om, un giurgiuvean care a făcut pentru Giurgiu și va face în continuare. Și încă o dată îl felicit pentru aceste cabinete. Uitați că ceea ce am promis în campania electorală începe să se realizeze. Noi suntem oameni de cuvânt, ne-am ținut cuvântul. Guvernul Ponta este un guvern care este aproape de oameni. Știți foarte bine că mărim pensiile, mărim salariile. Suntem oameni care veniți din popor și care vrem să ajutăm, să ajutăm oameni. Cel de-al doilea cabinet parlamentar înființat de Nicolae Florian se află în incinta Centrului Cultural Ion Vinea, un cabinet cochet și extrem de primitor pentru toți cei care vor să intre în audiență. În ceea ce privește programul de funcționare, cabinetul parlamentar din zona Tineretului este deschis de luni până vineri între orele 9 și 17, cu zi de audiențe vinerea între orele 11 și 17, în timp ce cabinetul de la Centrul Cultural Ion Vinea este deschis luna și miercurea între orele 16:30-18:30 și marțea și joia
Bâlcoia între orele 10-12. Aici giurgiuvenii vor putea intra în audiență sâmbăta în intervalul orar 10:30-12:30. În fiecare an, în perioada 21-27 ianuarie, are loc Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin. Această afecțiune rămâne în continuare o problemă de sănătate publică, cu atât mai mult cu cât este o boală care nu doare și nici nu începe să dea semne decât în stadii avansate de evoluție. Ce știu giurgiuvencele despre această maladie, vedem în continuare. Ce știți despre virusul HPV? Mai nimic. Despre cancerul de col uterin? Nici. Nu știu nimic. Despre cancerul de col uterin? Nu. Da, știu câte ceva. Este un virus care se ia numai prin sânge, prin... Și știți la ce boală duce? La HIV. Nu știu, și eu sunt operată, dar văd că sunt bine deocamdată. Dar știți ce duce la apariția acestei boli? Nu știu. Știu că este foarte răspândit și nu este tratat la timp pentru că femeile nu prea au încredere și nu prea vor să se ducă din... Nu prea mult. Despre cancerul de col uterin? Nici despre cancerul de col uterin. Cancerul de col uterin este cauzat de human papillomavirus, care se transmite de cele mai multe ori prin contact sexual. Printre factorii care pot crește riscul dezvoltării de cancer uterin sunt fumatul, slăbiciunea ale sistemului imunitar, începerea vieții sexuale la o vârstă precoce, parteneri sexual multipli și sarcini multiple. Cancerul de col uterin este o boală ce poate fi depistată prin teste, precum examenul citologic Babeș-Papanicolau, colposcopie sau biopsie. Testul Papanicolau trebuie făcut anual de către toate femeile după începerea vieții sexuale, cât și de cele aflate la menopauză. Ce părere aveți despre faptul că medicii recomandă ca femeile să-și facă măcar o dată pe an un test Papanicolau? Am o părere foarte bună. Pentru că altfel nu știi de unde ai o boală. Dar ducându-te acolo, ginecologic, mai ales pentru femei, este foarte bine că previi și afli niște lucruri pe care nu poți să le afli de la un medic generalist. Da, e foarte bine. Mie mi-a dat și nu m-am dus. Da, așa este normal, dar găsim de fiecare dată motive și credem că nu o să ni se întâmple nouă și amânăm. Această afecțiune poate fi prevenită prin controle periodice la medicul specialist cel puțin o dată pe an. Testul Papanicolau este un test simplu, nedureros și care depistează precoce apariția celulelor modificate. Cu toate acestea, majoritatea femeilor nu știu ce înseamnă cancerul de col uterin sau ce virus este răspunzător de această boală. Pentru prevenirea cancerului de col uterin există un vaccin împotriva virusului HPV, virusul vinovat de apariția acestei boli. Vaccinul se face gratuit elevelor care nu și-au început viața sexuală și se aplică gratuit. Cancerul de col uterin se poate dezvolta pe parcursul mai multor ani. Pentru a depista din vreme această maladie, medicii vă recomandă să vizitați cabinetele de specialitate o dată pe an și realizarea testului Babeș-Papanicolau. Activitățile de control în trafic din ultima perioadă ale poliției rutiere nu au fost pe placul tuturor șoferilor. Chiar dacă mulți conducători auto au fost amendați, aceștia sunt totuși mulțumiți de acțiunile oamenilor legii. Începutul anului 2013 a fost foarte aglomerat pentru polițiștii de la rutieră. În urma acțiunii de control în trafic desfășurate în perioada 10-20 ianuarie, oamenii legii au aplicat numeroase sancțiuni șoferilor care nu și-au echipat mașinile potrivit comandamentului de iarnă. Vigilența și promptitudinea acestora nu este însă pe placul tuturor șoferilor. Conducătorii auto sunt mulțumiți de activitatea oamenilor în uniformă și își doresc ca pe tot parcursul anului atenția lor să se axeze mai mult pe cei care consumă alcool și să vegheze mai mult ca traficul să se desfășoare în condiții normale. Sunteți mulțumit de activitatea polițiștilor de la rutieră din Giurgiu? Da, sunt mulțumit. De ce să nu fiu? Ce așteptări aveți de la ei? Nu știu dacă ar mai fi, poate, mai multă... Nu știu, mai multă implicare pe băutură. Eu sunt foarte mulțumit. Foarte mulțumit sunt. Problemele care se rezolvă, dar... Așa cum este. Ce așteptări aveți de la ei? Nu știu, să fie mai mult în teren, să fie la locul respectiv, în intersecție, în unde să dirigeze circulația așa cum trebuie. Da, nu, nu am nicio problemă. Ce așteptări aveți de la ei? Ce așteptări pot să am? Să-și facă datoria.
să fie mai vigilent. În ciuda vociferărilor șoferilor nemulțumiți, mai mult sau mai puțin justificate, polițiștii giurgiuveni vor continua activitățile de prevenție, dar și pe linie contravențională. Parlamentarii PSD giurgiuveni doresc amendarea legii bugetului de stat, considerând solicitările lor pertinente. Cererea unor sume de bani pentru sănătate, modernizarea sistemului de încălzire la penitenciarul Giurgiu, dar și fonduri pentru Colegiul Național Ion Maiorescu, sunt amendamentele pentru care parlamentarii Nicolae Florian și Nicolae Bădălău se vor lupta cu cei care gestionează banii. Parlamentarii giurgiuveni Nicolae Florian și Nicolae Bădălău susțin amendarea legii bugetului național în Parlamentul României. Inițiativa celor doi se bazează pe nevoia acută și pertinentă a unor instituții din Giurgiu de a-și rezolva diferite probleme. Primăria municipiului Giurgiu ne propune nouă parlamentarilor PSD să inițiem 3 amendamente la proiectul bugetului, legii bugetului de stat. Și anume, suplimentarea fondurilor pentru 3 investiții începute și nefinalizate pentru liceul Ioan Maiorescu, pentru grădinița cu program normal numărul 6 de pe strada Negru Vodă și pentru modernizarea termoficării municipiului Giurgiu. Aceste lucrări înseamnă o suplimentare a bugetului alocat pentru județul Giurgiu de peste 12 milioane de lei. În anul 2013, nu știm dacă noi putem în acest moment să satisfacem aceste doleanțe ale municipiului Giurgiu, dar împreună cu domnul președinte Bădălău încercăm să depunem toate eforturile pentru aceste amendamente a fi cuprinse în lista bugetului de stat. Lăudabila propunere a parlamentarilor giurgiuveni are nevoie însă și de sprijin din partea ministrului Daniel Chițoiu, și el parlamentar giurgiuvean. Deloc periferică din punct de vedere al așezării, strada Nicolae Titulescu are aspectul unei ulițe de mahala, gunoi depozitat la marginea străzii, borduri și trotuare pe alocuri. Aceasta este imaginea unei străzi din orașul Giurgiu în secolul 21. Strada Nicolae Titulescu, fostă partizan, este o stradă cu probleme, multe și încă nerezolvate. Noroiul care foarte ușor îți trece peste glezne și gunoiul aruncat la marginea drumului reprezintă imaginea dezolantă a unei străzi din Giurgiu în secolul 21. Cei mai afectați sunt copiii care nu au unde să se joace și care, fără voia lor, sunt supuși unui focar de infecție. Șofatul pe această stradă este o adevărată aventură. Mirosul este greu de suportat. Toate aceste lucruri alcătuiesc un tablou care cu greu se pot suprapune peste imaginea unui om politic și diplomat român, Nicolae Titulescu. Care este problema care vă deranjează cel mai mult pe strada dumneavoastră? Că nu este asfalt. Nu e asfaltată. Ne-a promis de atâția ani. Din câte am înțeles, domnul Iliescu, e trecută în toate analele pe acolo, că e făcută deja. Acest bulevard este aproape în centrul orașului, că se vede, din strada Gării și până la fabrica de pâine. Este un oraș care a pus un nume de Titulescu, că acesta a fost un mare român. Cred că i-a pătat onoarea și rușinea, pentru că de 4-5 ani de când primarul Iliescu a promis că face, a venit domnul primar Barbu pe aici, a promis, dar e nou încă, s-ar putea să avem șanse ca dânsul să rezolve aceasta. Uitați-vă și dumneavoastră, cred că e mai bine la Putineiu pe uliță decât pe bulevardul. Uitați și dumneavoastră cum arată. Nu e gaze pe stradă, nu e o stradă amărâtă, cea mai amărâtă din oraș, și păcat că mai poartă un nume bulevardul Nicolae Titulescu. Dezastru. Îl rog pe domnul primar să ne facă și noi strada, că suntem ca la țară. Nu poate să joace un copil, e numai noroi. Suntem ultimii oameni după toată strada asta. Toate străzile sunt făcute. Ale noastre e pline de noroi. Ne place, domnule, cum să ne placă cu noroi bună genunche? Ce e asta? Ce înseamnă asta? Am votat primar ca să ne facă și nu mai are nevoie de noi? A fost bun de ce a câștigat mandatul? Foarte rău. Iarna este lungă, iar chinul acestor oameni se pare că va lua sfârșit abia în primăvară. Trăiesc cu speranța că promisiunile primarului Nicolae Barbu din campania electorală se vor îndeplini odată cu ieșirea ghioceilor. Până atunci se pot întâmpla multe, dar, cum spune și vorba, speranța moare ultima.
Tot mai mulți elevi de liceu și-au manifestat în ultima vreme interesul pentru învățarea limbilor străine la nivel avansat. Examenele de limba engleză Cambridge, recunoscute la nivel european, au început să fie căutate și de elevii care își doresc obținerea unor certificate Cambridge. Aceste atestate, recunoscute atât la nivel național cât și european, oferă posibilitatea elevilor de a demonstra pe parcursul anilor de carieră ce vor veni după finalizarea studiilor, că sunt vorbitori de nivel avansat al limbii engleze. Sunt examene importante pentru elevii noștri, ei susținând anual, până într-un număr de 10 elevi, susțineau anual la Consiliul Britanic din București. Însă noi ne-am gândit că ar fi o mare oportunitate pentru noi să transformăm colegiul în centru de examinare Cambridge, având în vedere că anual obțineam rezultate foarte bune cu elevii noștri și că în felul acesta reușim să promovăm și elita maioreștiană. Înscrierile se fac până la 1 martie, iar documentația și alte materiale didactice pot fi procurate de la colegiu, acestea fiind puse la dispoziție de către Consiliul Britanic. Sunt niște examene destul de grele, care necesită o pregătire anume, dar în schimb sunt foarte folositoare, iar la CV de foarte bine, mai ales dacă vrem să mergem la niște studii în afară. Sunt niște cursuri foarte folositoare, mai ales pentru faptul că le dai o singură dată și le ai pe viață. Și te ajută și la facultate și la bac. Mă ajută foarte mult la bacalaureat și este un plus la CV-ul meu. La finele anului trecut, conducerea colegiului Ion Maiorescu a încheiat un protocol de parteneriat cu Consiliul Britanic, prin care colegiul va deveni din luna aprilie acestui an centru de examinare Cambridge. Astfel, elevii interesați de susținerea acestor examene nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la București. Avem un grafic pe care trebuie să-l urmărim pentru pregătirea elevilor. Inițial era vorba de un număr de 15 elevi, însă acum înțeleg că sunt foarte multe solicitări. Deci probabil că vom depăși acest nivel minim pe care trebuie să-l avem de un colectiv de 15. Și ele sunt programate în două etape. Conducerea colegiului Ion Maiorescu își dorește ca în viitorul apropiat și elevii celorlalte licee din Giurgiu, care își doresc o certificare privind cunoștințele de limbă engleză, să o poată face în cadrul colegiului. Examenul Cambridge se va desfășura în două etape și vor fi 5 probe de examinare, scrise și orale. Lucrările scrise vor fi sigilate și trimise în Marea Britanie pentru corectare. Sport acum. Karateștii clubului sportiv Agvila Giurgiu se antrenează din greu și se pregătesc pentru a obține rezultate cât mai bune, atât la nivel național cât și internațional. CS Agvila Giurgiu, acolo unde se practică jiu-jitsu, kempo și ușu, este cel mai productiv club giurgiuvean. Acesta este condus de Shinhan Ion Chielu și a câștigat prin sportivii săi peste 130 de medalii numai anul trecut. Pe anul 2012 am avut, într-adevăr, datorită conjuncturii în care noi ne-am mutat de la o sală la alta, rezultatele au fost foarte bune. Am obținut 112 medalii pe tot anul competițional. Am avut 49 de medalii de aur, 42 de argint și 21 de bronz, medalii atât la competițiile naționale cât și competițiile internaționale. Și pentru că își doresc să ducă cât mai departe gloria artelor marțiale, profesorul Ion Chielu își propune cât mai multe clasări pe podium. Noi mergem la fiecare competiție să urcăm pe podium, speranțele în 2013 vor fi mai mari decât în 2012, sper ca anul acesta să avem stabilitate, să mergem la sala care ne-a fost promisă și să obținem rezultatele pe care ne le dorim și cu care am fost obișnuiți an de an. Cred că vor fi rezultate bune. Sportivii, din punctul meu de vedere, la acest moment sunt sportivii bine pregătiți și dornici de a obține performanță. Ca să demonstreze că sunt pregătiți pentru competiții, karatiștii s-au antrenat cu reporterul TV Giurgiu. Hai, și tu, Andrei. Hai, le dorim multă baftă și sperăm să obțină cât mai multe medalii. Giurgiu se află sub incidența codului galben. Aflăm mai multe în rubrica Meteo.
găsit! Meteorologia a emis o atenționare cod galben valabilă de joi ora 18 până vineri la ora 20. În acest interval, în zona de sud a țării, va ploua și vântul va sufla foarte puternic. Sub aspect termic, joi noapte la Bolintin și Mihăilești se vor înregistra 2 grade Celsius. La Ghimpați vor fi 6 grade, la fel ca la Comana. La Hotarele, Izvoarele și Giurgiu se vor înregistra 5 grade Celsius. Vineri vremea se răcește în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor fi mixte și vor fi și condiții de polei în zona Munteniei. La Mihăilești se vor înregistra 3 grade Celsius vineri și 4 grade la Bolintin. La Ghimpați și Hotarele nu vor fi mai mult de 8 grade Celsius. La Comana, Izvoarele și Giurgiu se vor înregistra 7 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina, la revedere! Iar acum avem pastila zilei. Uităm ușor sau avem doar o memorie selectivă? Am uitat de Cuza sau ne concentrăm doar pe noi lideri mai mediatizați precum Becali sau Diaconescu? Vânăm certificate Cambridge, dar nu ne pasă că simboluri ca Ion Vina sau Nicolae Titulescu sunt întinate prin neglijența prin care administrăm utilitățile ce le poartă numele. Uneori uităm prea repede sau avem ținere de minte de care nu mai știm. Măcar din 4 în 4 ani, adică la alegeri, cineva să ne recomande lecitina sau măcar untura de pește, măcar untura. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se încheie aici, rămâneți alături de noi, urmează o ediție specială, iar apoi Gelu Brebenel vă așteaptă la emisiunea Giurgiu înainte de toate. Invitat este comisar șef Marian Popescu, șeful Poliției Rutiere Giurgiu. După emisiunea Giurgiu înainte de toate, vă dă întâlnire Mihai Dândăreanu la emisiunea Oameni și Destine. Sunt Nicoleta Pană și vă doresc numai bine!